prezent la Târgul de Turism al României, Consiliul Județean Caraș-Severin i-a convins, prin prestația avută, pe oficialii Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care au adresat județului invitația de a participa la Salonul Mondial de Turism de la Paris în perioada 14-17 martie. În cele 4 zile de târg, Consiliul Județean Caraș-Severin a evidențiat cultura, peisajele și potențialul turistic al județului. De la cheile Nerei, la Cascada Bigăr și până la vechile cetăți și mănăstiri, Caraș-Severin fiind o adevărată comoară plină de istorie ce merită descoperită. În cadrul evenimentului a fost lansat ghidul turistic digital al județului, aplicație prin care utilizatorii pot fi mereu la curent cu ultimele evenimente turistice și culturale ale județului. De la festivaluri și expoziții la concerte și evenimente, aplicația le va aduce pe toate la o notificare distanță. Momente artistice impresionante susținute de soliști renumiți ai Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin și alți tineri interpreți, completate prin sfaturile neprețuite pentru turiști și vizitatori, oferite de reprezentanții Serviciului Public Județean, Salvamont, Salvaspeo, Caraș-Severin și cei ai Serviciului Turism, au făcut ca prezența județului Caraș-Severin la târg să fie una memorabilă, a declarat președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca.